Profesorii și elevii Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați au sărbătorit Ziua Culturii Naționale și l-au omagiat pe Mihai Eminescu prin organizarea unei conferințe. Manifestarea intitulată Receptarea operei eminesciene astăzi s-a bucurat de prezența unui reputat profesor și eminescolog din Galați. Întâlnirea de azi cu elevii seminariști de la Sfântul Andrei s-a vrut o încercare de a repune într-o circulație normală numele poetului și cultura română. Am legat cele două evenimente, tocmai pentru că e o zi aparte în care a vorbit despre Eminescu înseamnă a vorbi de fapt despre valorile perene ale culturii române. Eminescu este o astfel de valoare perenă și în momentul în care îți propui să-l evoci prin vers și cuvânt, prin versul său și prin cuvântul tău, nu faci decât să aduci un omagiu unei culturi care a putut să dea astfel de valori. În creionarea personalității lui Mihai Eminescu, astăzi la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați, am descoperit noi valențe ale spiritualității versului românesc prin omagierea poetului nostru național. Într-o primă etapă, elevii din seminarul nostru au extras din publicistica eminesciană câteva monumente de gândire autentic românească și creștinească. La final, elevii seminarului gălățean au cântat melodii pe versuri eminesciene.